Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ei bine, astăzi o să facem un Q&A pentru că n-am avut alte idei de videoclip și n-am mai postat de foarte mult timp. Bun, fără alte introduceri, să începem. Prietenii tăi se comportă altfel cu tine decât ești cunoscut și dacă da, în ce sens? Bă, prietenii mei nu prea se comportă diferit că sunt cunoscut sau ce. Nu mai fac mișto de mine, dar doar așa la Caterinca, pula mea. Dar în rest nu se comportă diferit cu mine, doar că wow, sunt cunoscut sau ceva. Când mai faci GTA 5 mod showcase, frate, am căutat moduri, am căutat, dar nu am găsit nimic fain, frate. Parcă am făcut tot, știi, dar știu că mai sunt acolo moduri ceva mișto, dar n-am mai găsit eu nimic momentan. Ai să mai pui vloguri de pe bicicletă? Bă, sincer, da, o să mai vreau să mai fac niște vloguri pe bicicletă, doar că în ultimele zile, nu știu, nu prea am mai ieșit cu bicicleta, doar am ieșit așa pe afară, gen fără bicicletă, pur și simplu. Dar când o să mai ies cu bicicleta undeva, poate mai merg într-o pădure sau ceva, sigur o să-mi iau GoPro și o să filmez. O să fac un video foarte, foarte blană. Ce părere ai despre conflictul Colo-Călinacio? Bă, aici am destul de mult de vorbit, sincer. Bă, știi care e faza? Gen, amândoi au avut argumente valide. Faza e că, gen, Călinacio înjură foarte mult aiurea pe lângă argumentele lui. E ca și cum, gen, știi, când deschizi un colet, știi, și ai mulți pufuleți din aia de bureți, practic trebuie să dai bureția la o parte ca să scoți ce e în colet. Așa e și cu Călinacio, trebuie să dai toate înjurăturile la o parte ca să înțelegi practic ce vrea el să zică. Bine, a avut niște argumente solide, unele nu foarte solide, în unele cazuri și-a ars-o foarte prost. Gen atunci când a zis de sora lui Andra Gogan că s-a luat de acolo, că a greșit și ceva, chiar și-a ars-o super prost acolo. Sau la faza cu hernia de disc, hai că putea să o zică altfel, putea să o zică într-un fel mai subtil și mai să nu fie așa cu supărare. El a zis-o foarte urât, sincer. Iar de acolo ce să zic, are și el dreptatea lui, adică el chiar face chestii pentru comunitatea lui, doar că, sincer, pe mine ce mă deranjează la Colo e că a început să posteze foarte mult de-a-n pulea, gen, mai ales că la astea cu pariuri, gen, pune titlul M-am tuns și e titlul cu pariuri sau cât crezi că costă această casă sau ceva de genul, că am mai văzut chestii, știi? Și după e un video cu pariuri, gen, un titlu și un thumbnail care n-are nicio legătură cu videoclipul și chestii. Nu știu, Colo, dacă te uiți la asta, dar gen, chiar dacă ți-au crescut numerele și așa, părerea multor oameni s-a schimbat despre tine în puțin mai rău. Gen, nu știu, după mine nu mai e Colo ăla vechi, gen, când posta Colo video se oprea tot, toată lumea se uita la Colo și era genial clipul și era, uai, a văzut clipul lui Colo, da, cu aia ce mișto era. Acum nu mai e aceeași chestie, gen, știi, că e foarte multă umplutură, după mine. Și asta zic, dacă ai putea face, gen, mai multe chestii interesante și puțin mai puține chestii de umplutură, ar fi genial. Uite, pe Călinacio nu-l știu în viața reală, pe Colo da, știi? Dar oricum, Călinacio nu pare prost, gen, chiar pare un copil foarte inteligent. Copil, mă rog, aproape adult, pula mea. Destul de inteligent, știi? Și Colo în viața reală e foarte Caterinca și așa. Nu știu, n-am nimic cu nimeni. Vă respect pe amândoi, continuați-vă ce faceți și multă baftă în continuare. De ce nu mai postez zilnic? Întrebarea asta am primit-o foarte, foarte des și pe Messenger și peste tot. De ce dracu n-am mai postat? Ei bine, dacă ați fost activ pe contul meu de Instagram, ați văzut că am pus o grămadă de poze. Ei bine, am fost plecat întâi în Cipru, după am fost plecat la Arad, după am fost plecat într-o tabără, după am fost plecat la taică-miu în străinătate. Și pur și simplu n-am mai avut timp. Și când am ajuns în București, am mai ieșit pe afară cu prietenii, Caterinca, nu știu ce, și n-am mai avut timp de postat efectiv. Mă trezeam la 1, plecam pe afară pe la 3, mă întorceam acasă pe la 12 noaptea, mai stăteam un pic la calculator și mă culcam. Adică nu mai era timp de YouTube și de chestii de astea. Și am zis, bă, frate, decât să fac niște clipuri de 10 minute deloc muncite și nașpa, mai bine nu fac nimic, când am timp fac ceva ca lumea și aia e. Ce alegi între vlogging sau gaming? Frate, uite, mie în ultimul timp s-a luat cheful de gaming. Ce mă joc acum doar e NFS, pentru că ăsta e singurul joc pe care îmi place în momentul de față. Nu știu, parcă mi s-a luat tot cheful ăla de gaming, de făcut videouri cu jocuri și chestii. Vreau să mă pun mai tare puțin pe vlogging, pentru că mi se pare mai interesant. Bine, nu căcaturi, ceva mai serios. Am și niște tovarăși care s-au apucat acum de YouTube și sunt super, super Caterinca. O să facem un video și cu ei imediat, adică zilele astea. Și da, nu știu, chiar vreau să continui cu canalul ăsta, să vedem unde putem ajunge. Cum a fost vara ta? Frate, vara asta a fost una dintre cele mai geniale veri ale mele, chiar cea mai genială.
știu, am făcut ce am vrut, am stat cu prietenii, am ieșit pe afară, video-uri nu prea am făcut, dar m-am distrat super, super, super mult. Am cunoscut o grămadă de persoane faine vara asta, am făcut chestii pe care nu le-am mai făcut înainte vara asta. Nu știu, nu pot să dau un exemplu sau ceva. Și de-abia aștept vara următoare, care sper că o să fie mult mai tare decât asta. Care a fost cel mai bine organizat meet la care te-ai simțit cel mai bine? Păi bă, sincer, anul ăsta am fost doar la U-Meet, la Rad, după la YouTube, după la Rad din nou. Și cam atât. Cel mai bine organizat meet și așa care mi-a plăcut mie cel mai mult a fost U-Meet-ul din iarnă. Pentru că gen a fost organizat foarte mișto la... Rin, da, la Rin. Acolo intra lumea în serii, a durat foarte mult, asta chiar nu mi-a plăcut că a fost de dimineață până seara, dar gen ca experiență pentru un abonat care s-ar fi dus acolo a fost cel mai genial meet. A fost cu scenă ca lumea, a fost cu premii multe, nu era atât înghesuială că au fost 3 serii, a fost super, super tare, dar meet-ul la care m-am simțit cel mai bine a fost ori Aradul din februarie, ori Aradul de acum. Nu știu, la Arad e parcă altă atmosferă, e, nu știu, Arad, știi? Nu știu cine a mai zis asta, Shelly parcă, nu mai știu, dar frate, noi, youtuberii la Arad, ne simțim cel mai bine, deci dacă ești din Arad, ești super tare, frate. Mă rog, toți sunteți foarte care ne urmăriți, dar, nu știu, Arad rămâne un loc special, datorită lui Danny, respect. Ok, s-au terminat întrebările de data aceasta, sper că v-a plăcut acest Q&A, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like, să-mi dați follow pe Instagram, share pe Facebook dacă vreți, nu știu, ar fi tare. Ok, cam asta a fost episodul, am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!